Бунгасит приятен Михай Степанов cu un video nou despre Swisscoin. În special vreau să spun că în site-ul dat actual s-au mai adăugat două sisteme de plăți. Mulți cred că nu știu și am hotărât să fac un video să arăt unde găsim sistemele acestea. Merge vorba de PayPal și OkPay. Adică până acum era transfer bancar și Bitcoin. Pentru mulți Bitcoin e complicat, transfer bancar la fel, dar PayPal, dacă el este unit, asta deja demonstrează că site-ul acesta este destul de serios, PayPal nu cu oricine lucrează. Moment, a doilea moment, că se apropie de split 100% indicatorul. Deci acum el a trecut la 89. Mulți nu înțeleg ce înseamnă split. Deci uitați, ați cumpărat pachet. Ca exemplu, eu am luat pachet de 50 de euro care are 500 de token. Acum, când se face splitarea, în dependență de ce pachet aveți, la unele pachete sunt două splitări, la unele 1, la unele 3. Deci, de 3 ori se mulțesc monetele acestea care le aveți. Deci, în cazul dat, eu am la pachetul dat doar o dată, un split să fac. Și deci 500 o să mulțească la 2 și o să am de pildă 1000 de token și eu să dă laminat în dependență de cât e prețul la Swisscoin, proporție, adică de pildă că o să fie 1 la 1, dar la început o să fie 1 la 1, deci eu după ce o să termine minarea o să am în jur de 1000 de Swisscoin. Acum am 100 primite cadouri și cu 1000 care o să am de la. De ce acum, când e startul, e foarte bine de luat pachete, căci e cel mai mic, cel mai jos preț la proporția dată. Deci dacă acum iese 1 la 1, deci câte token o să aveți dat laminat, atâtea Swisscoin o să aveți. Pe urmă poate să fie că în loc de 1 la 1 să fie 1 la 3, de pildă, să aveți 1000 de monete, token. Când o să dați laminat, o să împart la 3 și o să aveți de pildă 330 de Swisscoin, ca exemplu. Sau poate fi 1 la 5, adică o să primiți 200 de Swisscoin. Și deci asta e acum momentul, că mai jos, că acum nu o să fie. De ce mai sunt încă 11% până la splitare? Și de ce e, cred că 50 de dolari și dolari. Deci dați să vă arăt care pachete sunt și de ce trebuiește de luat el. Ca nume acum e combinabil, cel mai jos preț. Deci vă duceți la shop. Deci aici e pachetele mele, deci dacă intrăm aici, o să vedeți că eu am un pachet de 50 de euro, care am spus. Și el îmi dă 500 token, că 50 de euro am dat pe desă. Am luăm și alegem. Este buying pack, ce pachete sunt. Intrăm aici la. Și vedem că sunt multe feluri de pachete. Deci, ca să vedeți câte splituri și câte are fiecare pachet, este planul de compensare mai jos. Compensation plan. Unde se poate de văzut? Aici cât se câștigă, dar nu se văd pachetele. Unde este pachet cel? Information Center. În centru de informare tot sunt. Multe date informaționale. Deci datele de plată. Nu, asta îmi trebuiește, nu îmi trebuiește. Concept.
Мама. Ты что-то отвечал. Из аратата, где это сплит, сплит, какие сплиты у нас видишь, какие дублы. Ла, кэнс дукше, ла минаре. Deci acesta de 50 are un split. De 100 tot are un split. Deci până la 500 inclusiv e un split. Pe urmă, aici lanta de 1000, ce înseamnă că split? Deci ca să se ducă la minare, trebuie să treacă două splituri. Deci dacă ați luat un pachet de 1000 de euro acum nu o să puteți da la minare. Deci el o să treacă splitul acesta și când o să fie a doilea split, atunci o să puteți să-l dați. Adică o să primească, o să mulțească. Este 10.000 token acum la 20.000, apoi la următoare splitare o să înmulțească 20.000 la 2, să fie 40.000 de token. Și după aceea abia o să fie să ducă la minare și independent și proporția o să fie atunci, pe 40.000, 4 la 1, să aveți 10.000 de Swiss coin, ca exemplu. Acum e tare convenabil că e 1 la 1, o să fie. Este care au pachete mari. Deci 15.000 deodată se duc automat. Deci cel mai convenabil cum îți cumperi de 15.000 de euro. De ce? Că, uitați-vă, are 200.000 de token. 200 se mulțește la 2, să fie 400. Un split. A doilea, 400 de mulțit la 2, asta o să fie 800. Și încă o dată un split, asta o să fie 1000, 1.600.000 de token. 1.600.000 și se dea la 1 la 1, cum amoi practic 1 la 1, el o să aibă 1.600.000 de Swiss coin. Amoi închipuiți 1.600.000 de Swiss coin, el amoi 3 cenți. Deci, uitați-vă. 1.600.000 de Swiss coin. E mulțit cu 3 cenți care acum e de valoare. El deja vâră 15 și are valoare la 48.000 de dolari de euro. Fapt, el de 4 ori și mărește investiția. Acum închipuiți-o că începe a vinde Swiss coin aceștia când e de 30 de cenți. Adică el practic face 400.000, 480.000 de euro. Dar dacă el o să fie de 3, el practic are milioane. Deci asta e ideea cu Swiss coin, că acum investești pe la 15.000 de euro, peste 2-3 ani poți face milioane. Anume la pachetul acesta care e maxim acum. Dar dacă nu aveți, tot ceva că se poate lua, eu știu, 50, 100, cel mai optimal e de 250. Dacă luați de 250, o să fiți calificați la toate bonusurile din structură. Eu am luat 50 deoarece așa am avut liber și o să fiu calificat la bonusul de echipă. Nu o să fiu la toate bonusurile ca la acest 250, dar treptat o să ne acest. Și deci uitați-vă, intrăm în shop, pe urmă în buy, în pack. De pildă ați hotărât să luați un pachet de 250. Adăugați pe add to cash. Pe urmă aici, apăsați. Vă uitați informația, eu am apăsat de multe ori, ca să fie corect, pun 1, pe urmă apăs pe să reînnoiască, dar de gândiți, ne arătați 500, de el trebuie să fie 250. Acum, când e tot corect, 250, eu deja, vedeți, am cumpărat un pachet de 50. Prima dată când faci cumpărături, mai este o taxă de 25 euro adăugător, prima dată. Deci eu am dat 75 de euro. Dacă o să luați prima dată pachet, la este 250 și o să mai dați încă 25, o să fie 275. Pe urmă dați la checkout, ca să treci la sistemul de plată și să alegi sistemul cu care vreți să plătiți. Deci este varianta din interior, eu interior am 3 dolari, 3 euro 6, pe el nu pot plăti, dar uitați că aici este PayPal. Pe el las ales, o să fie încă o taxă
care e PayPal, o să trebuiască 256 de euro cu 25, undeva 280 de euro. Sau Occupy. Occupy. Mi-e convenabil că nu este taxa aceea. De pildă aveți Occupy unde aveți bani, apăsați pe Confirm și vă aruncă la sistemă de plată. Faceți plata și când o să fie plata făcută, vă întoarce la sistemul dat. Deci e destul de simplu. Deci acum, cum am spus, e momentul cu split-ul de asta. Uitați-vă, de asta mână, Swisscoin, cum am spus, e 3 cents, euro cents. Și 89, cum am spus, eu o să trec, mâine o să fie 1 la 1 undeva, deci dacă o să dublez, la mine o să dublez numai o dată. Când o să fie 100, o să fie split-ul și o să poți da la minare, adică să mulțească. Când eu sunt procent, se mulțește tokenește la câte split-uri este la pachetul dat. Cum am spus, eu v-am arătat, puteți să vedeți la fiecare pachet. Întoarceți video înapoi, uitați atent unde am trecut și am văzut câte split-uri are fiecare pachet. Calculat și acum e cel mai convenabil moment pentru investiții în Swisscoin. Căci la OneCoin sau Bitcoin, deja în acest moment când a fost start, nu-l poți întoarce. Acolo deja nu mai faci ca să cumperi când era cu cents de pildă monedă dată. Am în vedere Bitcoin sau OneCoin. Cum acolo de pildă e în jur de 6 euro, îmi pare că la OneCoin, Bitcoin e în jur de 600 de dolari moneda. Așa și Swisscoin. Acum e momentul de a investi, că e ieftin, 3 cents de pildă. Dar pește 1, 2, 3 monetele astea o să vă aducă în zicit venit. Asta e ideea. Cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați să vă faceți înscrieri la canalul meu, cine prima dată vede video create de mine, ca să fiți la curent cu alte video. Numai bine!